Care este subiectul serialului Jocul Destinului? Subiectul serialului Jocul Destinului, regizat de Emre Capacușac și produs de Naz Hepturk, a cărui poveste a fost scrisă de Gulabus Semerç, a început să fie investigat de fanii lui Akınozu. Asiye, în vârstă de 32 de ani, este o tânără frumoasă, care și-a pierdut mama la o vârstă fragedă și a crescut alături de mama ei vitregă. Sătulă de copilăria grea de care a avut parte din cauza mamei sale vitrege, la doar 17 ani fuge de acasă și se căsătorește cu Cemal, în speranța că își va găsi fericirea pe care o caută. Cei doi devin părinți, însă lipsurile financiare și viața grea pe care o au îl fac pe Cemal să-și părăsească soția, lăsând în urma sa doi copii nevinovați, pedepsiți de soarta cruntă. În timp ce Ashi era însărcinată cu al doilea copil, pe nume Umut, soțul ei Cemal a devenit din ce în ce mai retras și a plecat de acasă ca urmare a depresiei sale. Cemal o întâlnește pe Helin Demirhan, fiica unei familii înstărite. Helin se îndrăgostește nebunește de Cemal, însă tânărul se gândește mereu la Asiye. Dar din momentul în care Helin rămâne însărcinată, el trebuie să ia o decizie și alege viața bogată și confortabilă alături de acea fată bogată. Asiye se simte complet bulversată de cele întâmplate, însă nu renunță la copiii ei, nici măcar pentru o clipă, și îi crește singură. Dar viața îi se schimbă complet când îl întâlnește pe Mahir, un tânăr care a crescut într-o dependență, a conacului familiei Demirhan. Cine sunt actorii din serialul Jocul Destinului, în care protagonistul este Akın Akınozu, Miran din Herçay? Oycu Çelik, Akın Akınozu și Sarpapak vor lua parte la distribuția serialului Kaderimini Noi 1. Deocamdată nu se știe nimic despre cine vor fi ceilalți actori care vor face parte din distribuția noului serial dramatic. Când începe serialul Kaderimini Noi 1? Regizat de Emre Kabakuşak și produs de Naz Hepturk, noul serial intitulat Kaderimini Noi 1 va întâlni în curând publicul pe ecranele Star TV. Și asta a fost tot. Sper că v-au plăcut prezentările mele și nu uitați să distribuiți acest videoclip și să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Mulțumesc pentru vizionare! Ne vedem la următorul videoclip!